Bun, v-am promis mânuși. Am văzut deja o primă pereche de mânuși. Acum o să vă arăt ceva care mie îmi place foarte mult, și anume modelul Pro 3, au spus cei de la Knockout. Este vorba despre un alt tip de mânuși. Am mai văzut noi în trecut acest sistem de prindere pe care îl folosesc cei de la Knockout și care este foarte bun pentru că putem cu acest sistem de prindere să ajustăm foarte clar mânușa pe mână. Este o mânușă ușoară, este o mânușă care vă ajută foarte mult pentru că se mulează ca o mânușă, știți cum e povestea aceea, se mulează perfect pe corp, are iarăși o căptușoală de foarte bună calitate, se așează excelent, ține încheietura foarte bună și mai mult decât atât, în afară de designul care este foarte, foarte bine făcut, avem ceva în plus și anume toată această suprafață dinăuntru este tratată pentru a fi antibacteriană. Cu alte cuvinte, puteți să transpirați liniștit în mânușile acestea pentru că nu veți avea niciun fel de problemă. Trebuie doar lăsate să respire și ele vor trata automat împotriva bacteriilor. Haideți să le așezăm pe mână și să vedem și cum funcționează, pentru că până la urmă mânușa cel mai bine se vede pe mână. După câte vedeți, acoperă foarte bine încheietura. Este o mânușă mare, o mânușă care se așează foarte, foarte bine, ține încheietura foarte fixă și chiar dacă este mare și acoperă mult din braț, este ușoară, este foarte echilibrată, nu vă trage pumnul în sus, tocmai fiindcă este mare și se așează atât de bine, vă ține pumnul în sus, nu-l trage în jos, nu adaugă oboseală suplimentară în momentul în care lucrați. Haideți să vedem ce putem să lucrăm cu ele la parmar și o să lucrăm un exercițiu ușor de densitate, de încălzire, pentru că trebuie să le simțim un pic. O să începem ușor cu câteva cuprinsături lejere la col. Apoi vom ridica spre niște perte. Se simt foarte bine. Sunt rapide, se așează excelent pe mână, nu pot decât să vă recomand să le încercați, măcar dacă nu le cumpărați în prima fază, pentru că după ce le încercați le veți cumpăra cu siguranță.